play-out-ul Ligii a 4-a Giurgiu a debutat oficial sâmbătă. Cele 7 formații din seria Sud și cele 8 din seria Nord urmând să lupte pentru evitarea retrogradării. După un sezon regulat de coșmar, două dintre echipele de tradiție ale fotbalului giurgiuvean dau semne de revenire. În seria Sud, lanterna Giganții Vărăști a trecut cu 1-0 de Dunărea Oinacu. Formația pregătită de Cătălin Ilie a efectuat mai multe transferuri în iarnă și speră să evite locul 7, singurul care duce în Liga 5-a. Derbiul seriei dintre Gloria Comana și Inter Valea Dragului a fost câștigat de gazde, scor 3-1, care s-au detașat în fruntea clasamentului. O victorie importantă a obținut și Mihai Viteazul Călugăreni, 2-1 la Vedea, în timp ce Real Colibaș a stat în această rundă, asta deoarece seria a rămas incompletă odată cu excluderea din campionat a celor de la Șoimi Ghizdaru. Și Petrolul Roata dă semne de revenire, fosta campioană impunându-se la limită în fața Maximei Hobaia, scor 3-2. O altă fostă campioană, FC Singureni, a făcut scor cu FC Bulintin Deal, 5-0. Cealaltă candidată la primul loc din play-out-ul seriei Nord, Zmei Ogrezeni, câștigând cu 6-3 în fața nou promovatei ACS Podul Doamnei. Cealaltă nou promovată, Omerta Stoienești, rămâne fără victorie în Liga 4-a. Mai mult, având și punctaj negativ după penalizarea din timpul sezonului regulat, atunci când la o partidă a folosit jucători în stare de substituire. Conform regulamentului, formațiile care activează în play-out și-au păstrat punctajele realizate în timpul sezonului regulat. La acestea se vor adăuga punctele obținute în cele 14 etape. Locul 7 din seria Sud, respectiv locurile 7 și 8 din seria Nord, vor retrograda în Liga 5-a. Următoarea etapă este programată sâmbătă 16 martie, cu începere de la ora 15:30.